Inițial nu eram convins dacă să fac un episod strict despre invertoare, însă am avut recent două discuții unde se pare că informația era înțeleasă un pic pe dos, desigur aici având un aport important și vânzătorul și producătorul. Așa că eu sunt Radu Tudoroiu, ea e Gloria de Sprinter și continuăm seria de clipuri educaționale despre electricitatea în campere. Azi vorbim despre un subiect electrizant, adică invertoarele auto. Este al cincilea episod din seria de clipuri educaționale despre tot ce înseamnă partea asta de electricitate în off-camping. Așa că dacă n-ați văzut primele patru episoade care sunt cum dimensionăm un sistem electric în camper, ce panouri merită să cumpărăm, ce baterii merită să cumpărăm și care sunt controlerele cele mai bune, recomand să începeți de acolo că o să aibă sens totul. Seria a fost pornită după multe discuții în comunitatea noastră Campervan România de Facebook, în care învățăm să ne construim campere și să vorbim despre uh, cum ce am făcut electrică, izolații și așa mai departe. Însă, uh, aceleași întrebări la care găsim răspunsul în comunitatea noastră le-am văzut și pe alte grupuri de rulote și autorlote, și așa cum am gândit, evident că e mai ușor să fac o serie de clipuri în care să explicăm fiecare element în parte. Acum, generic, un invertor va transforma curentul din 12, 24 sau 48 de volți continuu în 120 sau 230 uh, alternativ. Adică din ce folosim la prizele USB la ce folosim la prizele din casă. Există desigur și invertoare care sunt și chargere, adică pot prelua din rețea 230 sau 120 și transformă mai departe în 12, 24 sau 48 pentru a, încălca, a încărca bancul de baterii al mașinii. O să vorbim și despre astea un picuț la final. Sunt câteva aspecte ale invertoarelor la care trebuie să fim atenți atunci când vrem să le cumpărăm. Puterea învați, care e puterea constantă sau peak power, consumul propriu, Eficiența și sinusupul. Cu toate aceste aspecte, producătorii tind să fie destul de generoși în declarații și în interpretare, ca să nu spunem că mint direct sau mint prin omisiune. Și trebuie să le abordăm pe rând și să vedem exact ce înseamnă și ce importanță au ca să înțelegem cum și de ce le manipulează vânzătorii. Pentru că pe mine a ajuns să mă cam enerveze treaba asta, pentru că am văzut multe. Uh, invertoare proaste uh, Fiind promovate ca unele bune um, În primul rând avem puterea în La consum normal și la pic Aceste numere ne spun nouă Cât poate susține invertorul Ca și consum constant Și consum maxim Pe perioade extrem de scurte Adică vorbim de, nu știu, zeci de secunde Sau poate minute în cazuri generoase Și invertoare foarte bune În general, peak power-ul o să fie dublu curentului nominal. Hai să vedem un studiu de caz. Intri pe un shop online, vezi un invertor pentru uh, care are, nu știu, 1000 de W. Știi că ai un espresor acasă, mic, care consumă 850 de W, faci un calcul că 850 e mai mic decât 1000 și are și un preț foarte bun. L-ai cumpărat, vine a doua zi băiatul de la Fan, evident, îl desfaci îl montezi și vrei să faci primul test, gândindu-te că o să-ți faci și tu espresso pe plajă sau la munte sau whatever. Surpriza emisiunii, evident, invertorul intră în protecție instant, iar tu rămâi evident și cu portofelul gol și cu sufletul gol și te întrebi ce se întâmplă că pe ăsta scrie 1000 de W. Puțină lume știe că vații chinezești nu sunt la fel cu cei europeni de calitate. Sunt mult mai mici, mult, mult mai mici. Cam 60-70% din cei normali. Deci, în esență, prima problemă la putere este că v declarați pe cutie la varianta de invertoare low-end, nu sunt cei din invertor. Problema asta există de ani de zile la invertoare low-end. Știu pentru că și eu am un invertor de 600 de watt, care este în Pagero și care evident guiță dacă băgăm două MacBook-uri și o ladă frigorifică la încărcat în el. Deși teoretic ar trebui să fie sub 50% din puterea lui nominală, nu pic. Ca să vedem ce știe să facă invertorul meu, ne uităm înăuntru și vedem că acolo, chestiile alea MOV, sunt două siguranțe de 35 de amperi fiecare. Pe intrarea de la 12V, care e aici, asta înseamnă că avem un total de 70 de amperi sau 840 de W posibili la intrare. Ceea ce e destul de cinstit cumva. Adică, aș putea să zic că e peste așteptări, având în vedere că el în mod normal este de 600. Dar e internetul plin de variante în care scrie pe ele 3000 și dacă te uiți înăuntru, ai două siguranțe de 20 sau de 30 și te alegi în esență cu un uh, invertor de 600 de 500 de 400 de vați, dar plătești pentru unul de 3000. Asta nu e cea mai gravă chestie. Uh, faptul că vații sunt mai mici decât ce scrie pe cutie. Cu la asta să zic că ne-am cam obișnuit de ani buni de zile, că astea vin din China și e situația. Mai nou însă a apărut o chestie complet nouă la invertoare și anume, în loc să treacă puterea nominală, care este normal, se trece peak power-ul. Deci invertorul nostru de 2000 de W, de fapt știe 2000 de W 30 de secunde sau 1 minut până intră evident în protecție, că se încinge, pentru că el în realitate este un invertor de 1000 de W sau 1300 de W. Asta nu este deloc ok și se numește înșelăciune. Am văzut pe mai multe site-uri chiar mari de vânzări, nu e un caz izolat. Și convenția este de când e lumea și pământul că trecem puterea nominală, nu pic power-ul. E ca și cum eu zice că pot să alerg cu sub 3 minute pe kilometru ca un campion mondial. Dar am să spun că pot să alerg cu sub 3 minute pe kilometru, 100 de metri, până mă opresc în primii boscheți și îmi dau duhul. Practic, ce fac eu este că cu coafez informația ca să mă pună pe mine într-o lumină foarte bună. Și, în esență, este complet neadevărat. Evident. Piața începe să fie inundată de chestii de genul ăsta și rezultatul, pe termen scurt, o să fie echipamente electronice stricate și invertoare prăjite. Acum, nu musai că iau apărarea site-urilor mari sau marketplace-urilor, pentru că partenerii de acolo postează tot felul de chestii. În prima fază este vina producătorilor, clar, pentru că este o informare înșelătoare făcută cu bună știință, iar apoi este vina importatorilor, care vor să vândă absolut orice pentru profit și îi dau un pic de polish și îi spun profesional sau premium sau luxury sau orice alte cuvinte triste, de marketing mai folosește lumea. Deci, întotdeauna vă uitați strict la puterea nominală. Și din păcate, puterea nominală cu invertoare sinus pur la 2-3.000 de W la 100 de euro, nu există. Ce găsiți pe site-uri sau pe OLX, au de multe ori specificații false, care nu sunt adevărate, evident. Următorul criteriu important după mine, ține de sinusul pur și sinusul modificat după cum îi spune și numele, un invertor cu sinus pur va livra un curent foarte stabil și de calitate superioară, care seamănă cu graficul unei funcții de sinus de la matematică. Sinus modificat va arăta ca o serie de scări care urcă și coboară. În esență, dacă e să o luăm non-tehnic, vine cu gâlme curentul și are o calitate inferioară. E foarte posibil ca unele motoare electrice să nu pornească de la sinusul modificat, deși puterea invertorului ar corespunde pentru pornirea acestora. De asemenea, unele aparate electrice și electronice sunt sensibile la interferențele create de sinusul modificat. Aici intră și frigidere și aparate de microunde, care pot merge pe intervale foarte scurte, să zic minute, pentru o demonstrație, dar nu pe termen lung. Multe aparate cu baterii, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele, laptopurile, vor avea cu siguranță durata de viață scurtată și încărcătoarele stricate de calitatea slabă a curentului produs de un invertor ieftin cu sinus modificat. Realitatea din teren este că minim 5 din 10 invertoare pe care scrie sinus pur nu sunt sinus pur. Iar producătorii și vânzătorii știu asta. Însă se bazează evident pe faptul că aproape nimeni nu este suficient de dement ca să pună osciloscopul pe invertor să vadă cum arată de fapt unda. La fel, aproape nimeni nu face legătura dintre cât de mult se încing telefoanele și chargerele de laptop când stau un invertor, efect care se produce datorită curentului de calitate slabă, cu gâlbe, care trece prin ele. Deci, ca și în cazul puterii, și sinusul pur este de multe ori din pix. Ca să avem un, un etalon oarecum, un invertor cu sinus pur de 1000 de W și cu pic de 2000, cu randament real peste 90%, nu prea are cum să fie sub 1300-1400 de lei, decât de Black Friday poate. La 3400 de lei ne alegem cu un invertor care este relativ energofag, cel mai probabil cu sinus modificat, nu întotdeauna, există și excepții extrem de rare, dar în principiu un invertor slab care va afecta tot sistemul nostru și toate tot ce băgăm în, uh, în, priză. Și ideea e că nu va face rapid, o va face încet, ardele nește în timp, astfel încât tu să nu-ți dai seama că s-a stricat de la invertor. Și pe asta se bazează vânzătorii și producătorii. Nu o să sară nimic în aer imediat, ci o să se degradeze în timp. Și devine foarte greu de argumentat că a fost din vina invertorului, deși fizica nu ne minte, evident. A, și mai e un aspect important de reținut. În afară de invertoarele de foarte bună calitate, sau bine, de bună calitate, de la mediu în sus, în general puterea va fi împărțită între prizele din invertor și nu va depăși 1500 w pe ieșire, indiferent ce promit producătorii sau vânzătorii. Și vorbesc aici de consum susținut, whatever. Dacă vrei să ai chestia asta, e bine să cauți un invertor care are terminale și nu prize, la care să te legi și să-ți construiești tu un sistem de 2.30 repet, depinde de la caz la caz, dar generic, cam pe aici să învârte treaba. Pentru că așa-s gândite în principiu. Ajungem și la un aspect mai puțin dezbătut, ce anume consumul propriu și randamentul invertorului. Și aici nu o să-mi bat prea mult capul cu variantele făcute pe vapor, că dacă au mințit la sinus pur și la puterea de pe cutie, nu mă aștept să ne spună cât de eficient o să fie în realitate. Să începem cu trei branduri mari care sunt cumva lideri de piață. Mastervolt și o să luăm AC Master 1000, Dometic Signpower Power 1012 și Victron Phoenix 1200. Sunt trei invertoare de calitate care vin cu datasheets pe care poți să te bazezi și pe care poți să le măsori. La Mastervolt consumul propriu în standby este de 0.1A în slip și când este pornit dar fără consumatori are mai puțin de 1.5A cu o eficiență de 92% a conversiei. Adăugăm aici și o distorsiune armonică totală sau THD de 3% și plus minus 0,5 Hz. Deci valori super bune pentru un sinus pur de calitate. Mică paranteză aici, linia aia de la sinus nu e nici ea perfectă, are mici variațiuni care se numesc distorsiuni armonice. Și cu cât valoarea e mai mică, evident cu atât e mai bine. Nu o să intrăm în subiectul acesta extrem de mare, că o să ajungem în Narnia. Dar era important să știm ce e THD, Total Harmonic Distortion. Continuând. Pentru Sign Power 1012 de la Dometic avem 350 de mAh în standby, în slip și un amper în funcțiune fără load cu 90% eficiență sau bine, de fapt spune peste 90%, ceea ce și acolo poate să îți lasă loc de interpretare, dar e bănuiesc eu că e peste 90% până 91%. Are un THD de 5%, adică marginal mai slab decât Master volt Ultimul este Victron Phoenix 1200, care în data sheet, uh, declară o eficiență de 92%, un consum în zero load de 8W sau 0,6A aproximativ și în slip sau în standby de 2W sau 0,5A aproximativ uh, și un THD de 2% și aceeași variație de sigur de uh, 0,5Hz. Ca să ne facem o idee, toate aceste invertoare dau curent infinit mai bun decât orice distribuitor care îți dă acasă curent de la Engie sau Enel sau cu oricine mai ai contract. Acum că am văzut specificațiile, hai să vedem niște prețuri orientative. Un Master Vault e cam 2.500 de lei, un Dometic Sign Power este puțin peste 2.000 de lei, iar phoenix e pe la 2.200 de lei. Evident, depinde foarte mult și la ce producător, la ce vânzător te duci să iei. Dar să zicem că astea pot fi numite pot fi numite trei variante de top. Și cumva dacă avem prețul ăsta care oricum cam sare de 2000, șansele să ai un un controller, un inverter cu 6-7000 de W și cu randament de 95% sau 96% pentru 400-700 de lei este extrem, extrem de improbabil. Uh, și mai e și chestia asta că există un datasheet. Poți să vezi exact uh, ce promite producătorul și poți să testezi. Ori variantele astea ieftine chinezești nu au așa ceva. Uh, să spunem că un inverter cu ieftin o să-și facă treaba. Uh, e mai accesibil la preț. Uh, poți să ți-l iei însă. Cu economiile pe care le-ai făcut acolo o să-ți schimbi bateria de la laptop, încărcătorul de la laptop, bateria de la telefon uh, și multe probleme cu chestii electronice. Poți să bagi aparate de țânțari sau lumini de camping sau chestii super simple și nu spun că invertoarele ieftine sunt complet de neutilizat. Pur și simplu spun că există o diferență masivă între ele și uh, cele bune. Și am făcut, am, făcut, am făcut, acest experiment în Pagero, unde mie mi-a rezultat pentru well de 600 68% eficiență cu consum în standby de 2,1 amperi, ceea ce este grav. Adică pentru 10 amperi pe care îi trage, eu beneficiez de 5 amperi, ceea ce este extrem, extrem de puțin. Mai ales când ai un banc de baterii care te limitează din punctul ăsta de vedere. Uh, și... Acolo da, invertoarele ieftine uh, o să fie extrem de ineficiente, asta e situația, despre asta este vorba, de fapt. Pur și simplu este curent ars de pomană, care nu se duce nicăieri decât într-un inverter încins cu ventilatoarele la maxim, care se chinuie să facă față unui load mediocru. Asta e, de fapt, argumentarea pe care încerc să o fac, uh, legat de calitatea unui inverter. O unitate bună o să să te bucuri de echipamentele tale și de curentul din sistemul off-grid. O unitate proastă te lasă pentru neric rapid și ai șansa să și strici ceva electronic prin camper. Și eu am folosit acest well în Pajero pentru că nu aveam loc să montez ceva mai mare, cum ar fi un Phoenix sau un Multiplus. Dar l-am folosit tot timpul știind dezavantajele sale și problemele care pot apărea. Adică mai departe de a încărca un iPhone ocazional sau uh, un laptop și mai ocazional, nu am prea folosit treaba asta, dar și l am folosit cu o ladă peltier de la Campingaz uh, pe care am folosit-o și în episodul de, despre frigidere pe care îl aveți aici în dreapta sus. În final mai există și o cămilă, milă care, pe care noi o avem montată în Gloria, care este un inverter charger. Al nostru se numește MultiPlus 2000, însă mai toți producătorii au câte o variantă. Cea de la Master Vault se numește Combi Master 2000, cred. Iar cea de la Dometic se numește Sign Power 2024, însă are alt cod de produs decât inverterul normal. Al nostru păstrează același randament ca și phoenix de exemplu, 92% cu o putere de 2 kW nominal, ceea ce îl face să fie uh, destul de ok. De ce e diferit acest multiplus este că atunci când stai on-grid, îți permite să încarci de la rețea la 12V și îmi permite să fac asta cu 2 kW, ceea ce este absolut fantastic. Vorbeam în episodul trecut despre controlere solare că nu e ideal să ai un singur obiect, o singură unitate care face două lucruri. Însă în cazul ăsta cumva ține tot de 230 12V și am decis că poate ar fi ok. <laughs> o să vedem pe termen lung. Uh, ideea a fost că am vrut să trecem în revistă în episodul ăsta cele mai importante lucruri despre invertare. Uh, a fost și un pic de hate deoarece invertorul este probabil cel mai cumpărat produs pentru camping și există mulți vânzători care încearcă să-ți vândă chestii de calitate inferioară și să ofere specificații înșelătoare pentru oricine uh, ar dori să conteste ce spun eu, putem oricând să ne așezăm la masă cu produsul vostru, să îl testăm atât ca și eficiență, să vedem uh, totul trecut prin Smart de la Victron din sprinterul meu și să păstrăm toate detaliile pe server ca să fie publice și să vedem care e situația acolo. Putem spune și noi osciloscop, să vedem și noi sinusul ăla pur de 3, 4 sau 7 kW la 400 de lei, dar vreau să-l vedem în load serios, la 5 kW sau la 4 kW. Nu în relaxare, pentru că am testat câteva și rezultatele n-au fost bune. Acum că am elucidat acest mister al invertoarelor bune sau rele, slabe sau de calitate, am încheiat partea de elemente must-have dintr-un camper, din partea electrică a unui camper. În episodul următor o să trecem în revistă niște componente nice to have, cum ar fi comunicarea sistemului prin 5G, monitorizare de toate felurile, încărcare din alternator și tot felul de mici unități auxiliare care pot face un sistem electric mai bun și te pot ajuta să-ți menajezi resursele mai bine. Dacă n-ați făcut-o deja, dați un like și un subscribe și faceți cinste cu un share, că sigur o să fie utilă informația și altora. Ne vedem peste câteva zile în episodul nou. Până atunci, eu am fost Radu Doroiu, ea e Gloria de Sprinter, pe curând!